Salut, prieteni! Haideți să vă arăt astăzi cum mă pregătesc eu pentru a fuma carne de porc. Eu am pus astăzi la baiță, am pus mult mai mult de atât. Am pus slănina, șunculița, am pus-o mai de dimineață. Și am lăsat pentru voi acum ca să vă arăt cum procedez cu celelalte, ca să vedeți și voi ca, așa, ca pașe de lucru. O să vă arăt cum pun câteva bucăți de costiță, cotleței și am tăiat o pulpiță și am tăiat mușcul din capace, am scos. Ce avem nevoie pentru condiment? V-am spus, eu dau la blender și aici am dat piperul, am lăsat și grosier, am lăsat și piperul mai spre boabe. Am pus boabe de muștar, busuioc, boia de ardei dulce și sare. Am pus aici. Da, cum facem? O să punem la saramură. Eu am fiert dinainte și am fiert apa cu saramură. O să punem peste ea. O să facem în felul următor. Punem așa. Eu și punem din abundență, pentru că ea, carnea, își trage numai cât are ea nevoie. Noi o punem așa ca să fie generos. Punem cosița prima dată. Le voi lăsa 2-3 zile, le voi lăsa eu la marinat, după care mă duc cu ele la afumat. Uite așa, să minte cât mai mult. Va ieși ceva bun. V-am spus, noi mai mergem și la pescuit și nu mâncăm acolo conservă și ce găsim noi așa pe market. Mâncăm numai natural, făcut acasă. Plus că acolo mai pregătim un pește așa pe malul apei, pentru că e gust bun și se face bine. Așa. Ce frumos miroase condimentul. Piperul cu noi să-l macinați dumneavoastră cu boabele de muștar. O să vă dau un gust bun. Am pus și busuioc, am pus în condimentul ăsta. Nu miroase frumos. Ungem așa fiecare bucată. Că trebuie să fie. Ok. Ne apucăm și de cotlet. Pus două bucăți de cotlet. Eu prefer să pun pe fiecare în parte, să știu eu că îl dau cum trebuie. El va sta aici la marinat și se va face cum trebuie. Să repuneți după cum credeți dumneavoastră mai, dar după gust oricum, el își va trage sare cât are nevoie. Dar asta fiind și pentru vară, trebuie să și stea. Bine, nici sărate, nu sunt ocne de sărate, numai cât trebuie. Uite așa. Acum, torn saramura care am făcut-o cu
boabe de piper cu boabe de muștar și usuioc. Pun peste. Frumos, miroase. Și acum vă mai dau un secret care nu vi l-am spus la început. L-am lăsat pentru acum la final, la marinata asta. Am pus semințe de chimen. Vă dau un gust foarte, foarte bun și plăcut. Vom lăsa așa vreo 2-3 zile la marinat, la rece, după care o să plec cu el la fumat. O să vă arăt procedeul de afumare și o să vă arăt la urmă cum îmi iese mie. Și la vară vă invit la pescuit, pe prut, haideți cu mine, care nu v-ați abonat până acum pe canalul meu și aveți bună plăcere, apăsați clopoțelul. Abonați-vă, distribuiți, like, întrebați-mă, comentarii, vă răspund fiecăruia. Ok, vă pup dulce, vă urez o seară plăcută și haideți să vă arăt în continuare cum voi proceda eu la afumat cărnița. Vă pup dulce! Am pus și cotletul, costița, șunca, slăninuța, cum se zice la noi, am pus-o la un scat un pic, să stea la zvântat, după care o să așez și pe asta în fumătoare și o să-i dau și ei un fum rece cald, 2-3 ore mi-e suficient, poate chiar 4, voi vedea cum mă lasă timpul astăzi, pentru că este foarte, foarte frumos afară, să zic cald, e bine. Semne că primăvara vrea să vină. Sfârșit de februarie frumos. A, uitați cum am pus-o, cum se stoarce. Aici e și asta cum trebuie. Să vă arăt acum cum o așez în afumătoare și cum o să-i dau fum. Ce spuneți? Arată bine, nu? E ok? A, uite cum stă. Și e vremea super afară. Cred că astăzi o să ne și bronzăm un pic. Că căpătăm și un pic de bronz. Asta cărnița. Apăsați acolo jos clopoțelul, abonați-vă, like la postări, distribuiți și o să vă arăt ce o fac în continuare. Să urmăriți clipuri cât mai multe. Vă aștept în număr cât mai mare pe canalul meu YouTube. Ok. Acum băgăm și ce este lângă mine la afumat. O să vedem cum se fac și o să vă arăt la urmă cum iese toată afumătura. Ok, stați pe canalul meu, vă pup. După ce am lăsat la scurs și uscat un pic costița, cotlețelul și cu șunculița, o să o așez și pe asta în afumătoare și o să mă pregătesc să-i dau și ei un
fum rece, cald tot, așa vreo 4-5 ore, poate un pic mai mult, depinde cum ia fumul și cât de groasă e, pentru că na, asta e slănină de porc natural, destul de groasă și trebuie să o facem cum trebuie. Am pus un cârlig de tot frumos, de acum eu o să trec la pus în afumătoare, după care să încep să-i dau foc. Da, cam așa. Vă arăt acuși cam cum e totul. Da, am dat drumul și la șunculiță, cotlețelul și cu costiță la fumat. Am început să fac focul. Mă iau așa ușurel, 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 fum rece, cald. Și o să vedem ce iese la urmă. Da. Le-am așezat frumos. Să-mi încapă. Și de acum să-i dăm jarul. Ia uitați ce frumos spuse. O să le facem frumos și asta. 4 ore și noi glabă. Încetuțul, încetuțul, facem ce trebuie. Pare frumos, super timpul, cald, cum trebuie. Super, super vremea. Deci asta este o zi frumoasă, o zi de sfârșit de februarie, frumoasă, cald, mai ca cușne și bronzăm un pic. O să las un pic să pornească focul, după care o să acopăr. Așa frumos. Mă se întețește. De acum o să le acopăr și o să mă ocup de afumat. Revin la urmă să vedeți cum a ieșit. Cam așa dau eu focul. Cu lemn fructifer, umed. Și așa, astăzi m-am și bronzat, a fost soare, a stat la soare, asta e bronz de sfârșit de februarie, cred că primăvara încet încet ieșind în drepturi. Eu mi-am terminat misiunea, mi-am pregătit cele bune pentru sezonul 2021 la pescuit, bine să nu mă o parte din ele, că mai am de afumat, vreau să mai fum și pește, vreau să fac mai multe. O să-mi pun la ladă și o să am pentru toată vara. Cu prieteni, cu cei dragi, să avem ce servi. La o berică, la un pahar de vin, cu sănătate și cu toate cele bune. Ce spuneți? A ieșit bine, nu? Ok, mai lăsăm la zvântat, o să mai stea la fumătoare ca vreo oră, așa cum se află ea, ok. Și gata și afumătura mea, ia uitați cum a ieșit, ati șunculita ce culoare faină a luat. Aici cotlețelul și costița.
miros. Și bine, nu? Mai las un pic la uscat. Mai stoarce în timpul ăsta. Și apoi când se mă întărește, le scoat. Ok. Și acesta este produsul final. Îl mai las la zontat, la uscat. Și apoi după ce se răcește, consumăm. O să vă tai și dumneavoastră să vedeți cum e. Dar cred că vă dați seama. Arată bine, nu? Și slăninuța a ieșit bine. Dar le mai lăsăm un pic. Cam asta a fost aventura mea pentru astăzi. Ceva a la laur. Ok. Nu uitați să vă abonați. Dați like. Distribuiți. Și să mă întrebați ce vreți acolo. Eu vă răspund cu mare, mare, mare drag. Și vă aștept la pescuit să gustăm împreună tot ceea ce am făcut. Ok, apăsați clopoțelul ca să mă urmăriți în continuare și să vedeți toate noutățile mele. Vă pup dulce! Salut, prieteni! Haideți să vă arăt ce am făcut astăzi, cum mi-au ieșit cotleții mei afumați, costița și slăninuța mea și un pic de pulpiță. Iată-l! Molcuț! Bun și gustos. Haideți să vă tai un pic de aici, să vedeți cum e. Super! Gustos? Gustos și bun. Atâi mă pici din costiță. Wow! Super! Superb! Bun cu tâlbă. Acum o să le lăsăm la uscat. Vreau să vă arăt și șunculița. Ia uitați-o. Ele încă sunt calde, o să trebuiască să le las la uscat.
Eu doar vă arăt cum ai ieșit. Cât de mulcuțe că le mănânci cu buzele. Bun, moale. Pot mânca cu buzele. Super. Da. Puteți încerca și dumneavoastră. Sigur o să vă iasă. N-aveți ce pierde. Așa arată o slăninuță din port de țară. Asta e cotlețelul. Mulcuț, frumos și gustos. Aici e mușchiulețul de pe pulpă. Haideți să tăiem și din asta. Pe cum? Nu-l gustăm și pe asta? Ia uite-l. Trebuie, nu? Super. Cosița v-am arătat. Rândul tot frumos. Da. Cam asta este munca mea pe astăzi. Știu că am meritat. E super bun. Iar tu care mă urmărești, te rog frumos, apasă clopoțelul, abonează-te, distribuie, dă un like dacă îți place ceea ce vezi la mine. Dacă apeși clopoțelul, vei urmări tot ceea ce postez și ai să vezi toate noutățile mele. Și întreabă-mi pe canalul meu tot ce vrei, eu îți răspund. Haideți, vă aștept! Ok! Deci așa mi-au ieșit produsele mele astăzi. Condimentele care le-am pus, vi le-am spus. Am pus și chimenul, vi l-am spus la urmă. Și mai la urmă, pentru cei care vor vedea tot procedeul, vor afla ceea ce am pus. Deci chimenul se simte pe preparat, are un gust foarte, 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 foarte bun. Mi-a ieșit ok. Sunt bune toate, proaspete. Ok. Nu uita să apeși clopoțelul. Nu uita să te abonezi. Nu uita să distribui. Nu uita să-mi dai like. Și comentarii. Vă răspund fiecăruia. Haideți, abonați-vă pe canalul meu. Apăsați clopoțelul. Să vedeți tot ceea ce voi face în continuare pentru voi. Și să ne revedem cu mare drag. V-am pupat dulce.